salutare din nou. Am ales să fac acest video neprogramat. M-am gândit eu astăzi de dimineață că ar fi interesant, dacă tot am vorbit despre rutina mea de seară, să vă povestesc puțin și despre rutina mea de dimineață. Așa cum spuneam și în acel video, în cazul în care nu l-ați văzut încă, puteți să îl urmăriți dând click pe linkul de mai sus. Îmi este încă foarte, foarte greu să apar în fața camerei, în fața oamenilor, complet, complet nemachiată. Știu că din exterior nu arată așa de rău cum percep eu, însă cred că am rămas cu această teamă de a fi văzută imperfectă, poate, nu știu cum să vă zic. Chiar acum, recent, am căutat ceva poze cu mine din adolescență să văd cum arătam înainte, dacă era atât de rău precum îmi amintesc eu, însă ghici ce, nu prea am poze cu mine, mai ales cu mine nemachiată sau cu fața mea de aproape, pentru că evitam sub orice formă și cu orice ce fel de scuză să mi se facă poze dacă nu mă simțeam eu cât de cât pregătită și cât de cât decentă să apară în pozele respective, așa că din păcate nu prea am ce să vă arăt, dar dacă găsesc ceva interesant până postez acest video, o să pun imagini în video. Așa cum vă ziceam, rutina mea de dimineață, tocmai am ieșit din duș și, după cum vedeți, și părul meu încă este ud și încep prin a mă pregăti. Mi-am pregătit bentița mea preferată aici, pe care tot timpul o folosesc pentru că nu-mi place să-mi intre părul în ochi atunci când mă machiez, demachiez și așa mai departe. Și să începem. În timp ce mi-aranjez bentița, vreau să vă spun că, personal, eu nu mă spăl dimineața cu ceva cu săpun, cu niciun fel de produs care să facă spumă, indiferent că e mai blând, că nu e mai blând. Nu folosesc săpun, folosesc doar apă. Nu este neapărat un lucru pe care vi-l recomand neapărat să faceți așa, dar am observat că la mine asta funcționează. Nu mă trezesc dimineața nici cu pielea plină de sebum și nici nu văd motivul pentru care să îmi expun pielea la săpun, fie și el varianta aceea blândă și non-sensibilizantă. Nu văd de ce ar trebui să fac chestia asta dacă nu are nevoie tenul de acest proces. Pentru persoanele care se trezesc dimineața cu fața plină de sebum sau, știu eu, dorm în diverse locuri unde este foarte mult praf sau știu eu din ce alt motiv, este super ok să o cureți cu ceva foarte blând de curățare. În cazul meu, din nou, nu mi se pare că este nevoie. Plus de asta, mi se pare că sebumul, într-o cantitate foarte, foarte mică, așa cum este normal, este chiar benefic pentru piele. Astfel că dimineața mă spăl frumos pe față cu apă simplu, respectiv acum am ieșit din duș, m-am spălat suficient, nu mai fac acest procedeu, voi trece mai departe. Trebuie să vă spun că pielea mea, poate știți deja chestia asta, este deshidratată. Deja a trecut cam 20 de minute de când am ieșit de la duș, deja o simt un picuț de tot că ține, foarte, foarte puțin. Asta pentru că vă spuneam că este și cu acnee, și se îngrașă, și e deshidratată, este o adevărată plăcere să te gândești cum să-ți faci rutina pentru o astfel de piele interesantă. Dar așa învățăm și așa experimentăm și noi. Bun. După etapa de spălare a tenului, aplic pe piele un ser. În general, dimineața aleg să aplic serul acesta regenerant cu vitamina C de la Esența Derm. Să nu vă lăsați în duș în eroare de sticluță. Sticluța asta este doar a mea personală cu pipetă. La produsele pe care le vând, să zicem, de la Esența Derm, nu folosesc sticluță cu pipetă, deși îmi place foarte mult. Mi se pare că nu este tocmai ok, pentru că de fiecare dată când scoți pipeta și o reintroduci, poți introduce în sticluță
și bacterii și alte elemente pe care nu ți le dorești acolo. Asta pe de o parte. Pe partea cealaltă, vitamina C, după cum știți și voi, este foarte sensibilă la factorii de mediu și atunci nu vrei să intre aer și umiditate, că inevitabil și umiditate, în sticluță. De aceea, toate sticluțele produselor din gama Esența Derm sunt fie airless, fie cu pompiță, în așa fel încât să nu existe riscul de contaminare. Ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Da? Am aplicat acest ser, îmi place foarte mult. Este unul dintre produsele mele preferate de la Esența Derm. Folosesc și vitamina C stabilizată, sodium ascorbil fosfat, care nu este atât de susceptibilă la degradare din cauza oxigenului, căldurii și așa mai departe. Și mi se pare că nici nu sensibilizează atât de tare tenul, precum sensibilizează forma de vitamina C pură, aceea acidul ascorbic. De asemenea, ce aș vrea să știți despre acest produs este că pe lângă vitamina C, care este stabilizată și cu acid ferulic, conține și un extract lipozomal de cânepă, care și acela, pe lângă faptul că hrănește și hidratează pielea, stabilizează mult mai bine produsul în sine și nu se mai degradează așa de repede. Și ce să vă zic, îmi place, intră foarte repede în piele, nu rămâne senzația aceea de lipicios despre care vă povesteam în cazul altor seruri și nici nu este, o să vă povestesc altă dată despre chestia asta, nu este genul acela de ser care simți că nu face nimic. Adică are multă apă și în rest nu, o loțiune tonică mai specială. Bun, am aplicat acest ser cu vitamina C. Numai bine, în timp ce am vorbit cu voi, am și așteptat să rămână un pic să intre în piele. Îmi place, de obicei, când aplic în mai mulți pași rutina, să las, nu știu, 10-15 secunde între aplicări, ca fiecare produs să-și facă efectul. De asemenea, ce trebuie să știți, în cazul meu personal, nu am timp, nu am chef și nu consider că este cazul să am o rutină din 20 de pași. Mai ales în dimineața, când totul se întâmplă relativ repede, că trebuie să mergi la lucru, trebuie să te pregătești. De aceea îmi aleg produsele în așa fel încât ele să aducă la nivelul pielii o cantitate cât mai mare de substanțe de care are nevoie pielea. Și când zic cantitate cât mai mare, nu mă refer la concentrație cât mai mare, ci cât mai multe elemente de care are nevoie pielea, fără a fi nevoită să fac nu știu câți pași suplimentari. Și o să vedeți că rutina mea de dimineață este, de fapt, foarte simplă. De obicei, în timp ce las serul să intre în piele, îmi aplic crema de ochi. Acum, știu ce veți spune, că crema de ochi nu este neapărat necesară, că se pot folosi și celelalte creme pentru a le folosi în jurul ochilor. Așa este, unele dintre celelalte creme pot fi folosite în jurul ochilor. În schimb, în cazul acesta, mie îmi place foarte mult crema asta de ochi. Mi se pare că hidratează, răcorește un picuț zona din jurul ochilor, intră repede în piele. Cam asta e tot ce mă gândesc acum să spun. Și mai este un alt aspect, o să vă povestesc în timp ce mă dau cu ea. Nu am flaconul întreg aici, este vorba despre crema contură ochi, antirid și anticearcă, tot din gama Esența Derm. Aici am o mostră pe care am adus-o acasă pentru că, ghici ce, am rămas iarăși fără. După cum vedeți, nici aici nu mai este foarte multă. Așa, vă povesteam că am mai descoperit un lucru legat de crema de ochi care la mine funcționează. Nu știu despre voi, dar eu am foarte multe linii din acelea fine aici sub ochi. Nu am cearcăne foarte pronunțate, mi se pare că am cearcăne normale pentru un om normal care doarme așa și așa. Dar am foarte multe linii aici sub ochi care, mai ales atunci când ești obosit și mai ales atunci când folosești machiaj, ceea ce oricum se întâmplă, sunt foarte evidențiate. Și am descoperit faptul că atunci când hidratez foarte bine zona din jurul ochilor, acele linii nu mai sunt atât de
evidente și fondul de ten sau concealerul sau ce folosești se așează mult, mult mai bine. Vă spuneam despre recipientele produselor Esența Derm. Asta e un alt motiv pentru care am ales recipientele acelea airless, pentru că nu suport, nu-mi place și mi se pare, nu știu, în secolul 21 n-ar mai trebui să se întâmple chestia asta, nu-mi place să bag degetul în borcanul cu cremă. Mai ales când vorbim de zona din jurul ochilor, care este și mult mai predispusă la infecții, gândiți-vă că tu bagi degetul în borcanul cu cremă cel puțin o dată pe zi, dacă nu de două ori pe zi, oricât de bine te speli tu pe mâini înainte, rămân pe sub unghii, rămân bacterii sau pur și simplu, nu știu, pui mâna pe ceva înainte să pui degetul în cremă. Foarte, foarte ușor te poți trezi cu diverse surprize, mai ales la nivelul ochilor. Cred că asta este cea mai lungă perioadă pe care am petrecut-o în rutina de dimineață. De obicei nu mi-a atât, dar îmi este destul de greu, așa cum vă spuneam, îmi este destul de greu să și vorbesc, să și fac lucrurile în același timp, că nu sunt obișnuită, dar, într-adevăr, acesta e un procedeu căruia îi dedic, nu știu, vreo 20-30 de secunde, habar n-am, să las crema să pătrundă bine la nivelul ochilor, fără să insist foarte mult, doar prin tapare, așa, pentru că așa am observat eu. Da, ține și de chestia asta, că să nu freci ochii, că e pielea sensibilă, dar credeți-mă, pielea din jurul ochilor nu e chiar atât de sensibilă precum o face toată lumea. În schimb, am observat că prin mișcările acestea, crema pătrunde mai bine între acele cute care se formează aici sub ochi și parcă îi dă un picuț de volum, astfel încât să nu se mai vadă, să nu mai fie atât de evidente. Bun, am trecut și de etapa asta, acum mai departe, pentru că serul oricum era de mult pătruns în piele, trec la etapa următoare și anume hidratarea, respectiv crema de zi pe care o folosesc în momentul de față. De fapt, folosesc două. Astăzi vă voi povesti despre aceasta. Este crema antirit pentru ten cu perozic și știu, vă veți întreba de ce folosesc eu cremă pentru ten cu perozic. Ei bine, pentru că, nu știu, poate nu am fost eu destul de inspirată când am denumit aceste produse, poate. În schimb, scopul acestor creme pentru ten cu perozic, atât cea antirit cât și cea calmantă și hidratantă, este de a oferi pielii substanțe nutritive și se adresează în general unei pieli foarte sensibile, piele cu roșață, piele care este traumatizată de la tratamentul antiacneic sau, nu știu, pur și simplu o piele care are nevoie un pic de mai multă susținere pentru a se reface. În cazul meu acum folosesc, ați văzut și în rutina de seară, folosesc și exfoliantul acela destul de puternic, folosesc și retinolul, care și acela este într-o concentrație destul de mare. Și consider că crema asta mă ajută să mențină tenul hidratat, are și efect antirid și pur și simplu îmi place. Eu le mai alternez aceste creme, nu folosesc tot timpul aceeași cremă. De obicei, ziua folosesc tot din gama Esența Term crema antirid pentru ten cu imperfecțiuni, însă acum deja am simt pielea un picuț cam prea deshidratată chiar și pentru aceea. De aceea o folosesc pe aceasta. Cantitativ pun între jumătate de pompiță și pompiță la o aplicare. Din nou, depinde foarte mult cât este de deshidratată pielea și câtă nevoie are de hidratare atunci când aplici crema. O piele deshidratată și uscată întotdeauna va absorbi mult mai multă cremă decât o piele cel puțin normal hidratată. De aceea eu spun celor cu care mai vorbesc despre aceste produse, nu folosiți, dacă este nevoie să folosiți o cantitate mai mare de cremă
decât ceea ce v-am arătat aici pe deget, este posibil ca pielea voastră să fie foarte, foarte deshidratată sau foarte, foarte uscată și crema pe care o folosiți în acel moment să nu fie suficient pentru a vă menține pielea hidratată. În mod normal aplic și pe zona asta, sincer, acum îmi este foarte greu să fac chestia asta pe live, pe video, dar de obicei merg cu crema și cu serul în jos până pe aici, pe la nivelul gâtului. Recunosc că nu tot timpul am dimineți în care mă grăbesc și fac asta așa mai superficial, dar încerc să mă țin de acest obicei pentru că pielea de pe zona gâtului, mai ales de aici, este foarte predispusă la și la riduri și la a se lăsa foarte, foarte repede și asta se întâmplă, nu știu, undeva de obicei după ce intri la menopauză, apar niște schimbări așa bruște în tot organismul tău și te trezești peste noapte că ți s-a lăsat pielea și nu știi ce se întâmplă cu tine și deja oricum când ajungi acolo este prea târziu. Așa că nu uitați să acordați o atenție deosebită și zonei gâtului. Ok, am terminat și cu această cremă. O mică precizare. O să vă povestesc altă dată despre asta. Am primit această cremă de la Ducrei, Melascreen. Este o cremă de zi, cu asta alternez în momentul de față cele două creme. Este o cremă de zi lejeră, cu textură lejeră, pentru pete pigmentare. Atât vreau să vă spun că în momentul de față îmi simt pielea mult prea deshidratată ca să o folosesc pe aceasta. Mi se pare un pic prea lejeră textura, vedeți că aproape și curge. Și nu sunt grozav impresionată de acest produs, dar o să vă fac un review separat cu altă ocazie. Și trecem și la ultimul pas în cazul rutinei mele de dimineață, și anume aplicarea cremei cu factor de protecție solară. Momentan eu sunt încă la crema acea, emulsia de la Aven cu factor 20. Nu vreau să-mi săriți în cap, știți foarte bine că insist asupra faptului că este important să folosim crema cu factor de protecție solară, însă în același timp sunt de părere că nu trebuie să exagerăm în ideea în care, din punctul meu de vedere, dacă stai acasă și nu stai, bineînțeles, în fața geamului să bată soarele pe tine, nu este nevoie să folosești o cremă cu factor de protecție solară pentru că ea doar încarcă tenul, la fel cum nu e nevoie nici să te machiezi dacă stai acasă. Pe timpul iernii, de obicei folosesc crema asta cu factor 20, mi se pare că este suficientă în cazul meu. Dacă aveți probleme de pigmentare ale pielii, indiferent de care și cum, sfatul meu este să nu ieșiți din casă fără factor de protecție 50, pentru că pielea, într-adevăr, este mult mai susceptibilă să dezvolte diverse pete. În cazul meu, nu am rămas nici cu pete pigmentare post-acneice. Ce se mai vede pe față aici sunt chiar urmele de la ultimele coșuri pe care le-am avut, însă nu consider că pielea mea are nevoie neapărat de o protecție atât de mare pe timpul iernii. Mi se pare că factorul de protecție 20 este suficient, plus că de multe ori folosesc BB cream, care are și el factor de protecție ori 20, ori 30. Așa că pe perioada aceasta de iarnă este suficient. Nu știu de ce vorbesc și nu aplic și cremă în același timp. Sincer, nu m-am hotărât încă ce cremă cu factor 50 vreau să folosesc anul acesta, că de aceea încă o folosesc și pe asta. Pentru că nu m-am hotărât, pentru că sunt foarte nehotărât în ceea ce privește aceste produse. Nu sunt foarte pretențioasă. În general am avut experiențe destul de plăcute cu produsele cu factor de protecție solară. Foarte mult, într-adevăr, am folosit Aven. Nu știu de ce îmi place varianta fluidă a lor. Nu cred că am folosit crema, am folosit doar fluidul, mă rog, respectiv emulsia. Și îmi place că nu mi se încarcă tenul. De exemplu, o să vă arăt imediat, am folosit de la Vichy un BB cream cu factor 50 și mi se pare că atunci când folosesc acel
acel produs, mi se îngrașă tenul pe timpul zilei. Este important să masați pielea ușor, asta și când aplicați crema normală, să masați pielea ușor și să insistați până intră produsul bine în piele. După cum vedeți, crema aceasta de la Aven, într-adevăr, na, având și factor 20, nu e așa de predispusă să lase urme albe, dar chiar nu lasă niciun fel de urme albe. Pielea se simte foarte hidratată și foarte fină după aplicare și, bineînțeles, surplusul care rămâne nu strică niciodată să vă dați pe mâini, pentru că și mâinile, mai ales zona asta, este foarte predispusă la loviturile razelor solare. În regulă. Cam asta a fost cu partea de rutină de îngrijire. Înainte să închei acest video, nu vreau să fac rutina de machiaj, pentru că, în primul rând, nu mă consider un specialist în machiaj. În al doilea rând, nu vreau să fac video-ul ăsta de o oră, lung de o oră. În primul rând, pentru că nu mi-e atâta. Gândiți-vă că tot ce am prezentat până acum, dacă n-aș fi vorbit, s-ar fi întâmplat în maxim 10 minute. Maxim, nu cred că ar fi durat atât. Asta este și unul dintre motivele pentru care mă întorc mereu la produsele Esența Derm, pentru că mă scapă de niște pași în plus în rutină. Adică ele conțin și acid hialuronic, nu trebuie să aplic acid hialuronic suplimentar pe față. Conțin, de exemplu, crema antirid pentru ten cu imperfecțiuni conține și niacinamidă, deci nu mai trebuie să aplic niacinamidă suplimentar, însă în același timp și hidratează, conține și factori de hidratare și atunci nu este nevoie să aplici atâtea produse unele peste altele, numai ca să ai din toate pe piele. Și vă ziceam că înainte să închei, vreau să vă povestesc 15 secunde despre produsul meu preferat, cu rol, mă rog, de acoperire, este acest BB cream de la Garnier. Este absolut mirific pentru tenul cu imperfecțiuni, cu tendință de îngrășare. Este pentru ten gras și combinat și mixt. Mai există de la Garnier și varianta pentru ten uscat, dar aceea nu e ok, cel puțin în cazul meu. În schimb, asta este extraordinară, a șasea, a zecea oară de când o tot recumpăr și este unul din produsele care nu îmi lipsesc niciodată din trusa de călătorie. În regulă, acum că am povestit toate acestea, vă doresc să aveți și voi o zi cât mai faină, mă duc să termin repede ce am de făcut și ne vedem la un video următor. Pup, pup!